Repede, repede, repede. Treia să fac, mă, eu fac de obicei de-astea, mă. Mai face de-astea, e nepăsător la unele chestii, dar face bine pe final, știi? Deci cu asemenea mâncare vreau să reintru în viața sexuală. Zi, vrei să știi ce este aici? Ba, zi, ba. E cu perversiune aici, boss. Ca și gazdă, chiar sunt perfectă. Doamnelor, domnilor, tineri și mai puțin tineri, fraților, puneți mâna pe telefoane, pe mail-uri sau pe porumbei călători și anunțați-vă rudele și prietenii. Urmează o ediție absolut excepțională la Cireașa de pe tort. Distribuția e pe bază de talente și sună cam așa. Andrei Ștefănescu, jumătate din alb și negru. Să trăiască! Aterizat direct din Monden, Mircea N. Stoian vrea să facă niște chestii. Sunt cu ochii pe el. Wilmark a mai fost la noi, dar cică nu ne-a arătat tot ce poate. Vamos! Margherita vine de la Clejani și vrea să țină sus standardul numelui. Și Nicoleta Matei, care va fi denumită în continuare Nico. Să rămână! Cam despre asta e vorba în săptămâna de față. Declar deschise festivitățile și ostilitățile la Cireașa de pe tort. Să meargă banda! Apăsăm pe buton și începem Cireașa de pe tort. Iubi, și că am dubii când eu vreau la tine să vin. Să-mi torni un strop din fericire și să revin. Mai des în inima ta mare și să-mi părțim o lume plină de mult soare. Andrei Ștefănescu, zis și Andrei de la Alb Negru, gătește azi. Tragem aer în piept și ne băgăm. Avem 1000 de motive să zburăm. Deci Andrei este normal jumătatea trupei Alb Negru. Ca fursecu cu ciocolată. Știi, o parte a rămas la soare, așa și s-a topit ciocolata și a ieșit camara, iar Andrei a stat la umbră și a ieșit, mă rog, mai alb. Andrei este super tare și ca om și cred că și iubit. Cred că este un băiat foarte, foarte iubăreț, așa, drăgăsos și pune pasiune în ceea ce face. Se vede. Am o presimțire că ne vom înțelege de mine și că Andrei va fi o gazdă minunată. Eu nu prea am avut ocazia să-l văd așa față în față și să ne întâlnim, să avem o discuție, să ne cunoaștem. Dar așa, după cum pare el, cred că este un băiat liniștit și cu siguranță va fi o gazdă extraordinară. Bine ați venit! Câinele e legat, nu vă faceți griji și zic să intrați, să vă simțiți bine. În seara asta vom găti pe cinste. E pensiune sau e căsuță? Că văd că e așa, că să vă arăt câteva camere din cele 40 pe care eu le am. Am intrat în casă, acum e momentul cel mai important. O să vă duc să vă arăt cam unde o să vină invitații noștri și țin la curățenie, trebuie să mă descalț. Să nu uiți pe viitor să-ți cumperi și un cuier. Aici este living-ul, aici se va desfășura cina cea de taină, aici se va găti, aici se va face tot ce trebuie, ca să știți cum e atmosfera. Este o bucătărie mai generoasă, deci... Dacă are și talent, trebuie să iasă ceva bine. Deci înseamnă că dacă a fost căsătorit și a divorțat, a divorțat pentru că soția lui nu știa să gătească foarte bine, că dacă tot emisiunea culinară, să ne gândim la mâncare, nu? Le-am pregătit invitațiilor mei o cină deosebită, spun eu. Mie, dacă îmi dă și un sandwich, eu nu sunt fițoasă. Mănânc și un sandwich. Nu știu, niște sarmale. Nu face nici sarmale, nu face nici ciolan cu varză, nu o să facă borș de miel sau eu știu ce alte prostii. Bănuiesc că ne va da ceva de mâncare consistent, dar ușor de digerat. La întreu voi începe cu ruladă de somon, cu brânză, mascarpone și mentă. Eu aș fi preferat mărar, de exemplu, cu somon afumat. Mie îmi place foarte mult somonul, așa că o să-i imbi și pe invitații mei să guste din preparatele mele și din ceea ce îmi place mie foarte mult. Se spune că este un fel întâi de început care pare destul de fresh. Da. Okay. La felul principal o să îi servesc. Mie îmi place foarte mult mazărea. O să le dau mazăre, dar ca să nu se simtă foarte bine și pentru că țin foarte mult la silueta lor, o să le dau și mușchi interior de porc. Mie, personal, mie îmi place mazărea. Și mie. Îmi place mâncărica de mazăre, mi se pare o... Mie îmi place că mă balonează mâncare, și stă pantalonul mai bine pe mâncare, mine. O mâncare foarte gustoasă. Pentru că știu că Nico o ține
ține foarte mult la siluetă, la fel și Margherita ține foarte mult la silueta ei, așa că îi voi da niște carniță de porc, mușchi interior foarte proaspăt, foarte bun, deci nu se îngrașă nimeni, așa după cum bine vedeți. Ținem cont că mușchiuțul de porc este foarte tandru, sau este partea cea mai tandră din acest animal, la momentul în care îl gătim. Mazărea, având gustul ăsta dulceag. Da, depinde de care, nu de aia furajată, de aia conservă, nu proaspătă, că proaspătă nu găsește. Nu cred că găsește proaspătă acum, dar conservă. Și mazărea în conservă este foarte bună. La desert m-am gândit să-i bine dispun cu un kilogram de pere umplute cu ciocolată. Simplu, lejer, dar foarte gustos. Așa că au pus-o, se luptă cu caloriile după masa mea. Para cu ciocolată, de ce nu? E ok. Nu știu cum prepară ciocolata, nu știu cum o să fiarbă perele. Deci o să vedem asta împreună. În momentul piață. În care trece la gătit. Stai că pleacă la piață, să vedem la câți kilometri este piața de casă. Piața e în zonă la o azvârlitură de băț. Dar nu asta e important. Ideea e că o să apară un nou personaj cu cuvânt greu de spus. Îl am pe Tibi lângă mine. Salut, Tibi. Salut, frate. Fratele meu. El o să mă ajute și la cumpărături și o să mă ajute... Mă ajut și la gătit? Dă-i o țuică? Dă-i și o țuică. Merge atunci. Dacă îi dau o țuică, mă ajută și la gătit. Așa că m-am scos. Ca să nu cer bani. Nu cer bani. Deci, fii atent. Intrăm să luăm mușchiulețul, că ăsta e belea. Mușchiulețul ăla de porc. Bă, din clasa a treia n-am mai avut listă. Eu n-am avut nici clasa a treia. Eu furam lista. Fii atent, hai să intrăm în coace. Aici. Hai. Să rămână. Să rămână, să rămână. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Să pun mâna. Să pun mâna. Nu să pun mâna. Nu se pune mâna aici, la cărniță, frate, ia uite. Aoleu, tu ai aici investiția. Ce, normal. Bă, bucătar mai și față de bucătar. Să vedem un pic. Nu, ia uite. Aia nu se rafumă. Cielen. Doamnă, eu cot. Mușchiulețul de porc vreau. Un kil jumate. Un kilogram jumate. Un kil jumate. Deocamdată atâta, că după aia ne sare colesterolul. În piață, cu siguranță, se va descurca binișor, zic eu. Nu știu sigur, dar are o listă, nu? Te duci și cumperi ce pe lista aia și cu asta, basta. Și dați-mi și un kilogram de morcov, doamnă. Ceapa albă n-aveți, nu? Ba da. Aveți și ceapa albă? Doamne, ajută. Da, vreau și un kilogram și de ceapă. Știi cum era tare? Nu. Ceapă neagră. Ceapă neagră. Nu, că nu e camara, dacă era camara, luam ceapă neagră, dar dacă nu e... Deci tot ce am luat acum este pentru felul de bază. Pentru mușchiulețul cu piureul de mazăre. Până la urmă este un piure de mazăre, ceea ce mi se pare o idee foarte bună. Pentru desert o să trebuie să iau pere. Trebuie să iau un kilogram de pere să le... Cu ce sunt perele alea, Fibi? Cu ciocolată. Cu ciocolată. Dați-mi și mie un kilogram de mere, vă rog. Tibi, ia ține minte ciocolata, de pere nu ține aminte, de fructe. Dar ce, să vede că eu consum ciocolată? Nu, nu, nu. 7,40 lei. Mai putem să luați din ele? Dacă te ajut cu un ron... Băi, ne ruinăm. Îmi dai doi înapoi. Bravo, da. Băi, e frumos. Cât mai face el cumpărăturile, dacă doriți să mai gătiți în felul întâi somnul în afumat, de exemplu, eu vă recomand o chestie foarte, foarte ușoară de făcut. Somonul afumat pe farfurie, castraveți, tăiați, puțină smântână amestecată cu mărar, sare, piper și un filet de ulei de măsline. Și presărați puțin mărar pe deasupra. O să vedeți că este foarte, foarte bun. Sobri și frumos. Bună ziua, bine v-am găsit. Ce face? Ce faceți? Cu tare. Astea, da. Pune astea aici, da. Tibișor. Așa. Și hai să... Bă, de unde e doamna? Da, din gură. Mergi blat. Nu e doamna, nu e doamna. Nu e doamna. Băi, eu știu ce zic, fie cel mai important este să gustăm. Să nu aibă invitații noștri vreun... Normal. Știi? Vreun dubiu. Adică... Eu zic de roșu înainte. Bagă un pic de roșu să vedem dacă s-a făcut. Ia, bagă și. Ăsta e roze, ia. La mulți ani, gură, mulți ani, bine te-am găsit. Hai să ne pupăm un pic. Bă, la mulți. Efectiv, aș recomanda un vin alb pentru început, cu somonul. Și un vin roșu pentru mazăre cu mușchiulețul de porc. Auzi, dar la ei, în varianta asta de degustare, zici să m-au gustat biscuiții, au gustat aia, și acum, normal că trebuie să guste și niște vin. Da. Ia mă, parcă băi, văd... Băi, dinainte nu era mai bun, nu? Hai, că deja vă întreceți cu gluma. Conduce, Andrei! La mulți ani, gură, la mulți ani, sticlă. Da. Te pup.
Mai bea un pic, așa că știi ce gătești. Ia mai ia un păhărel să ne veselim nițel. Ia mai bea un păhărel, măi. Nu cred că ați ales mare lucru, domnișoara. Deci, cumpărăturile s-au făcut. Așa. Și acum ne vedem la gătit, nu? Da, gătit. Cu ce ai venit? Eu am venit cu mașina, tu cu ce ai venit? Cu RATB-ul. Cum a venit cu RATB-ul? Te pup. Deci nu e bani de bilet? Lasă că îți dă, e un sectorist care îți dă, când te duci acolo îți dă sigur. Îți dă de nu mai poți să duci și îți dă, și, îți dă și cu semnătură. Cu semnezi tot, nu? Semnezi mușta și după aia te duci. Ok. Te pup, ne vedem pa. La... Hai. Hai, hai să fie bun. Te pup, pa, pa. Deci a fost foarte repede, foarte la subiect. Ai văzut somonul? Practic le are în frigider, dar n-am văzut nici somonul, n-am văzut nici mascarpone, n-am văzut nici menta, n-am văzut nici ciocolata, nu am văzut... Nu am înțeles. Mă rog, mușchiuleți o să-l vedem probabil la momentul respectiv, când îl pregătește, să vedem ce are acasă. Tibi, trebuie să ne apucăm. Ce te-ai gândit? Așa, să te îngăim, în primul rând. Nu, cu ce te-ai gândit să începem? M-am gândit să începem cu desertul. Da. Și de ce? Cu desertul se începe pentru că ar trebui să-l lăsăm la frigider. Da, Andrei se pricepe la bucătărie. Un om care face mult, care e capabil să facă, Andrei se pricepe, cred, la mult. Adică schimbă un bec la mașină, nu cred că dacă l-ar prinde o pană de cauciuc pe stradă, n-ar fi capabil să o facă singur. În general, oamenii ăștia și gătesc bine. O să începem cu zeama de la pere, pierne, care da. O să fiarbă perele. Și anume, luăm această oală, de exemplu, da? O luăm noi, pe doamne, am luat-o, știi? Ha, e ăsta frumos, pui apă. Ce-a făcut? Eu îți dau perele. Tu dăm perele, dar poți să încep să le și... Bărbierești. Le bărbierești. Da. Punem zahărul. Zahărul l-am deja luat exact la gramaj, așa cum trebuie. Avem aici 300 de grame de zahăr brun, care se pun în apă. Se pune în apă. Acest zahăr. Hap, 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 frumos. Ia uitați-vă, uitați-vă. Încercați să nu mai folosiți zahăr. Găsiți diferite siropuri. Oricum, gustul perei o să fie acoperit de ciocolată. Deci, dacă tot ne jucăm cu gusturile, cel mai bine ar fi să alegem anumite esențe care, într-adevăr, să facă ca acest desert să devină puțin mai special. În apa pentru pere o să punem și... Mă bucur că folosești adevărată vanilie, ceea ce vă rog să faceți cu toții. Iei para asta și o pui și pasta ultima aici, să stea un pic așa în apă rece, știi? Ca să-și păstreze... Savoare. Savoare. Te-ai prins. El o să pună ciocolata înăuntru și o bagă la frigider, se răcește, o să devină dură. E mai bine să luați ciocolată caldă și să o turnați peste pară. Mm-hmm. Să acoperiți pară de ciocolată. Da. Super. Și în interior puteți să puneți altceva. Și după mentă, aceea, ceva fresh. Da. Și după aceea puteți să puneți și puțină înghețată alături. Acum că fierbe apa, după... A dat în clocot, nu? A dat în clocot. Da. O să rugăm, noi nu ne descurcăm. Da. O să rugăm pe cineva să ne ajute. Cine? Să punem și frișca. Să batem frișca, fii atent. Ai nevoie de o a doua persoană la ajutor? Nu cred. Nu cred. Fii atent, deci. Tu bați frișca, că eu nu știu. Tu bați frișca. Nu. O să rog pe Antonia să vină lângă mine. Păi n-are concert? N-are concert. Bună, Antonia. Bună. Să rămână, Antonia. Zici și tu să rămână. Să rămână. Bună, Antonia. Bună, Antonia. Alex Bele. Așa, o să te rog pe tine să bați frișca, că bănuiesc că tu știi cel mai bine. O să luăm perele, le punem în apa care deja a fiert. Care a fiert. Luăm. Ele se țin 15 minute la fiert. Le scoatem în apă rece cu gheață în el. Mi-a spus avem mie cineva gheață. Că așa se face. Gheață avem. Ai gheață? Da. Bravo. Și, dar și de ce, nu? Nici eu. Dar așa se face, așa de bine. Era dreptate, dacă tu puneți în apă rece cu gheață, da, ce se întâmplă? Automat se răcesc instant și redevin puțin mai ferme. Uh-huh. Ia uite, Tibi, ia uite cum stă. Da, acceptabil. Acum că am terminat cu frișca, să facem... Să punem ciocolata aia la bain-marie. Da. Punem ciocolata asta un pic. Deasupra să punem și un, cup de unt, da, ca să nu se lipească mireasa. Da, boss? Ia fii atent, boss. Ah, da, șef. Așa, așa. Antonia, îți mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc. Și te rog să rămâi lângă noi, că o să mai avem nevoie. Adică să nu crezi că e așa simplu. Nu, șeful îi place de asistent, nu șeful îi place de asistent. Șeful obraznic. Ok. Hai,
Păi nu face niciun poftim. Pune-l acolo, că uite, se întâmplă ceva aici. Pune mă băiatule acolo, că rămânem fără astea. Rupe tot aia, de ce ai pus toată ciocolata ai pus-o? Nu pe marginile alea. Doamne, unde l-am găsit, mă, pe aici? Ține, rup pe asta, că se topește pe... Dacă mă plătești, nu știam de ciocolată. Pune aia pe foc. La nimic nu te plătești. Am zis că e pe foc. Ține ăsta mic, așa că ne frigem la închieturi. De ce-l văd haios? În bucătărie, glumeț? Uite, o TV, vezi? Uite cum se ia. Se ia așa și nu faci nicio șmecherie. Ha, se pune aici frumos în apă rece, că-i stăpează fierbea. Se lasă câteva minute, nu mult. O jumătate de oră după gust. 45 de minute, 3 zile, 4, depinde când înțeleg. Mamă, șef, ai învățat ceas. Șef, dacă scap par asta în brațe, o să fie rău. Ce numesc eu gătit prietenesc, vezi? Exact. Toată lumea e bine dispusă. Asta e de la tărie. Se întâmplă, totul se întâmplă cu plăcere. Uh-huh. Când gătești cu plăcere, mâncarea iese mai bună și se coace mai repede, spune un proverb din Coasta de Fildeș. Adevărat! Vin și completez și eu. Bine ați venit în bucătăria lui Andrei. Bucătăria lui Andrei se întâmplă așa. Am rămas singur, fără ucenici, fără șaormari. O să tai acest mușchiuleț în trei, după care fiecare bucată va fi tăiată pe din două ca să aibă acea imagine de mușchi frumos. Deci l-am tăiat odată, a doua, mamă ce taie asta, și a treia, ha, odată, dar am nenorocit pe mușchi. După care, ce se întâmplă? Îl condimentăm frumos, și anume, punem niște ulei de măsline, doar așa cât să-și tragă el seva. Punem un pic așa, un pic uten, hap. Așa. După care, niște sare, niște piper. Foarte bine. Să nu uitați niciodată să puneți sare și piper. Sau ce obțin sare. Dar să pun puțină sare și în ciocolată. În momentul în care, da? Da, în momentul în care a făcut ciocolata aceea caldă, puteți să pun puțină sare. O să punem și un pic de chili. Să nu știu câtă lume mănâncă piperat. O să pun doar puțin de tot, să nu... Ca să-i dau atât aspect, cât și să-și păstreze savoarea, o să-i dau un pic așa de față, un pic pe grătar. Este un lucru bun, ceea ce am spus de fiecare dată, în momentul în care prăjiți carne, nu o prăjiți de la început, la sfârșit, în același timp. Puneți-o puțin pe, în tigaie, pe grătar sau cum o faceți, o lăsați să se odihnească 10 minute, o luați de pe cald, o puneți doar într-un loc călduț și o repuneți din nou, o repuneți din nou, depinde cum o gătești. Nu contează că e la tigaie sau că e la grătar, care nu trebuie bruscată în momentul în care o gătiți. Doar că dacă o gătiți la foc continuu, o întărești. Fără, ea devine foarte dură. Așa are timp să sângele se revină. Am lăsat mușchiulețul un pic pe foc, i-am dat ce vreau să spun. O să luăm niște legume și anume, iau două cepe frumoase, le tai în patru. Da. Fii atent. Că eu am mai văzut filmul ăsta. Da. Hap și punem peste el acolo, știi? Da. Luăm și ăștia doi morcovei, micuți. Da. Și noi putem să-i lăsăm și întregi, că ei sunt doar pentru gust. Și le punem peste mușchiulețul de acolo, știi? De la Andrei, cu siguranță nu mă aștept să gătească ceva sofisticat. Vă rog să vă uitați ce, cât de frumos este. Să arunc astea așa, doar pentru gust. Mușchiulețul de porc nu necesită neapărat un gătit foarte, foarte, foarte puternic. Nu trebuie să fie bine prăjit. Eu știu că în România, din păcate, încă mâncăm carnea foarte bine prăjită, mai ales carnea de porc, ceea ce este indicat de altfel. Dar doar pentru mușchi, vă recomand să o lăsați puțin, puțin rozalie în mijloc, pentru că dacă nu devine foarte seacă și e uscată. O să luăm, o să-l băgăm în cuptor timp de 30, timp de 30-35 de minute, la 180 de grade. O să pun și un pic de apă, pentru că e bine să aibă în ce să fiarbă totuși. Dacă tot faceți, puneți apă și îl băgați în cuptor. Încercați în momentul în care apa începe să prindă culoare, să prindă gustul cărnii. Nu lăsați să se evapore toată. Luați cu lingura și turnați peste mușchiuleț, pentru că îi dă tandrețe, îi dă gust. Da. Facem garnitura pentru felul de bază, anume piureul de mazăre și legumele astea caramelizate. Ucenic,
Vino încoace. Fii atent. Eu tai ceapă, da? Deci gentul mai găsită e în ceapă asta. Vezi, am făcut-o cum am făcut-o. Ia vino încoace să tai și un pic de ceapă. Bine, băiatu, acum! Ce apreciez la tine că ești stângaci la fel ca și mine și cei mai mari bucătari sunt stângaci. Din nordul Crimeei. Haide, ia, hai. Asta e ceapă, da. Tu, de unde ai apărut, mă, cu aia? Păi dacă îmi dai ceapă... Pleci la schi. Nu pot să îmi dai ceapă. Ia ceapă, ia. Hai, dai ceapă cu putere. Doamne. Nu vrei să tai ceapă. Bravo. Hai, bravo, vrei să nu stai degetul. Lasă tu figurile astea de bucătar. El o să inhaleze mirosul de ceapă și tot o să-i dea lacrimile. Tai ceapa, tai-o bine. Dar cum îmi găsești mie toate combinațiile astea? Iată-n cum. Hai mai bine, mai bine o puneai pe Antonia. În sfârșit plângea o fată după tine. Iată-n cum. Acum dacă vă uitați la zeni, prea e bine că... Și cu ochelarii de schi... Și cu țuica aia... S-ar putea să-i rămână și vreo unghie pe acolo. Eu zic că ajunge. Păi dacă îmi găsesc, mă dau oamenii afară. Ia și astea, uite de aici, o să zic că n-am gătit bine din cauza ta. Le-am amestecat pe toate. Într-adevăr, la un moment dat le-am amestecat oricum, dar... Cred că acolo s-au zăpăcit din cauza Antoniei. Vezi că asta a rămas cam mare. Știi, dar și că eu nu văd nimic aici, nu? De. Ăștia sunt făcut să vezi prin ei sau cum? Acum? Nu, deloc. Nici eu. Aia e altceva, te mai vine ceva. Eu merg pe ideea că el va găti ceva foarte simplu, gustos și fresh. Da, ești tu pe lună. A, cu schemă. Am făcut schemă, dar l-ai făcut pilaf. Pe lung, măi, n-auzi, așa, așa. O să-l pun la fiert. Este garnitura pentru felul de bază, Tibi, știi, da? Da. Nu știu ce părere v-a făcut, dar pot să vă spun câteva concluzii până la acest moment al gătitului. S-a gătit pe verde, ceea ce ne bucură. Culoarea primăverii. Pulingurul ăsta mă prinde revoluția cealaltă. În fine, bla 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 și s-au pus. Limuzina, lung prilej de vorbe și de ipoteze. Mă uit la mașina asta și îmi trec prin cap tot felul de gânduri. Ce ziceți să-i punem cauciucuri de primăvară sau să trecem direct la alea de vară? Grea dilema, dar o rezolvăm. Acum mergem la Ploiești și ne cam grăbim, așa că nu mai dau legătura în interior. O să vă las pe voi, eu trebuie să mă duc să mă schimb, să-mi primesc invitații, da? Primesc și eu musafirii. O să vă las să faceți... Eu nu spăl vasele, de acum o zic. Stai aici, nu te... No, da. Trebuie făcut piureul, astea scoase nu mai durează mult. O să vă las pe voi să împăturiți somonul, mă duc să mă îmbrac și am plecat. Gata, șeful. Pa, șeful. Vă pup. Târziu și cu banii, stai liniștit acolo. Boss, știi? Ai promis și noi ceva înainte de emisiune. Da, banii! Da. Dați banii la jucători! Lucrează tu acolo, tu am un pic de treabă. Deci până la urmă, dacă tu ai plecat să te îmbraci deja, mie mi se pare că ai gătit foarte puțin. Păi ce că... niște ceapă, morcov? Nu am văzut, exact. Eu cred că Antonia era cea predestinată să finalizeze totuși meniul. Bună seara! Bună seara! Un cadou! Niște ciuperci. Ideea domnului Stoian a fost, bineînțeles. Hai să luăm niște ciupercuțe. Eu, în general, fac la chestia asta, fac cadou cărți. Îmi place să dau oamenilor prilejul să citească. Am uitat, da, și pentru că avea omul în fața scării niște ciuperci, am zis să... Da, să le pună la gustare. Așa a zis. O să mă întorc imediat. Mi-e o tare curioasă să văd ce ne-a pregătit. Ce ne-a pregătit? Da. Ei, nu știu ce ne-a pregătit, dar mi-e foame. Aici niște whisky, niște... Vinul e foarte bun. Okay. Vai, ce frumos sunt. Mulțumesc. Oh, nucă. Somon. M-ai nimerit cu nuca. Rucola cu nuci? Da. Este bun. Da, chiar este. Cam puțin. Ierburi, somon și două, trei nuci. Somon cu brânză de burduf, cred că era. Puțin prea sărată brânza aia pentru somon. Somonul ăla și cu rucola mi-a plăcut la nebunie. Deci gustul ăla de super. Rudimentară totuși. Rucola cu,
cu nuci. Nu știu, aș fi făcut altceva. Somonul era proaspăt. Hai să gustăm. Hai, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru să-i masa Dumnezeu asta frumoasă. Da, să vă mulțumesc că ați venit. Și să poftă bună. Fie, să fie. Mare. Mulțumim. Mmm, ce bun. Eu o să mănânc doar nuci. Deja cură? Da. Deja cură? Da, amintea la cură de asta. Dar să știi că somonul nu îngrașă, iar salata de rucola este foarte bună și la fel, nu îngrașă. Chiar este o gustare foarte bună. Somonul are omega 3 care luptă cu grăsimile exact nocive organism, știi? Eu am mâncat decât nuci, pentru că rucola nu-mi place, iar somonul nu-mi place. Pentru asta am să-i dau un minus. Andrei, nu vreau să te rănesc, dar n-a fost pe gustul meu. Ești frumoasă, ești a mea, și așa vei fi mereu. N-am nimic cu Valentin Dinu, îmi place foarte mult, s-a descurcat extraordinar, dar eu mă așteptam, dacă vii la alb-negru, să-l găsești și pe Camara. Am mai dansat cu Will Mark, este siropos, așa e un om, se vede că îi place dansul, ce să mai, dar mi-a rupt spatele. De frumoasă ești astă seară, te spune și noi e prima oară. Mă nasc cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Îndelung și ei acasă. A fost ok, chiar a fost o idee extraordinară. Foarte bună. Eu nu concep o masă fără muzică. Sincer. Și aplauze! Apa! Aplauze! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! Vai, ce bine arată! Arată foarte bine! Ce percuțe, preferatele mele! Mușchiuleț. Broccoli? Interior de porc. Da. Cu piure de mazăre. Wow, piure de mazăre? Da, se vede și e bun. Ce-mi place mie! Arată foarte bine! Ce percuțe? Și mai este un sos ceva, ăla ce e? Sos de vin roșu. De vin? A, roșu. Felul de bază mi-a plăcut foarte mult. Acel piure de mazăre a fost extraordinar. N-am gustat din carne, pentru că eu nu prea sunt o iubitoare așa înrăită a cărnii. Nu prea-mi place. Carnea era foarte tare, deci tipul ăsta de friptură la cuptor trebuie ori lăsată să se moaie, să se rupă. A fost seacă. A fost adusă rece. Ar fi trebuit să fie caldă și să iasă aburi așa. Mie nu-mi place să mănânc mâncare rece. Trebuie să fie fierbinte. Cred că a fost acolo o lipsă de potrivire la temperatură, de cum ar trebui să fie servite. Ideea a fost foarte bună. Mi-a plăcut. Și morcovii erau buni. Iar sosul de vin, nu faci sos de vin. Combinația e ciudată. Sos de vin puțin pus, care n-avea, era vin aruncat așa aiurea, cu piure de mazăre și morcovii aduși, dovadă că nici nu i-am mâncat. Nu se leagă gusturile între ele, n-au niciun fel de legătură, deci nu există legătură organică. Păi, deci acest piure de mazăre e foarte, foarte, foarte bun. Și piure de mazăre e ok? Foarte bun. Da. Mi se pare un pic dulce, e natural sau ai pus ceva în el? Nu, e făcut cu un pic de miere. E bun. Foarte bun. Foarte bun. O să-mi fac bună și o casă. Bravo, Tibi! Este tu tu gătești cartofi prăjiți. Ce să-ți faci tu acasă? E tras în tigaie. Acum acolo o să încep să mă pregătesc. Morcovul e tras în tigaie. Cartofi prăjiți cu miere. Unt și cu miere.
Sinceră să fiu, nu mă așteptam ca Andrei să fie atât de priceput în bucătărie. Eu aveam cu totul și cu totul o altă părere despre el. Credeam că n-are habar, n-are deloc cunoștințe în arta gătitului. M-a surprins plăcut. Ciupercile bune, singurul lucru bun, și morcovii al dente. Deci morcovii, ca să capete, să aibă un gust cât de cât, trebuie fierți până la capăt, să fie ca aia din supă. Trebuie să fie puțin al dente și ai un pic spicy. Morcovii sunt dulci, ar fi putut să pună un pic de mirodenii pe el. Ceva, ca să le dea puțină lămâie, eu știu, un sos de orice, sos de scoici, ceva, nu știu. Deci cu piureul ăla să mai dat pe spate. Da? Asta e bine. Asta cu cartofii, cu morcovii, nu. De acolo mi-am casat. Deci combinația mamă, de... Vai, morcovă și cu mazăre, vreau să spun că... Da? Mazărea da, e super. Da, da. Clasice după mine din farfuria asta, mazărea. Mă gândesc că lăsați un pic afară. Și pentru mine la fel. I-a pus morcovul la urmă. Da, ca e problema. Păi da, nu se zice că morcovul ajută la ochi? Da, ia să vedem. Să stai așa frumos, asculti ce cântă Nico. Și la piele, și la piele, da? La piele. Hai cu morcovii. Să vezi ce vine, o să vezi după aia. Eu folosesc morcovi în îngrijirea tenului. Îmi fac chiar mască de morcovi cu argilă și miere și lapte. Și face foarte bine la piele. Acum nu știu dacă face bine la ochi. Noroc, sănătate. Bravo, tata. Hai, să fie într-un ceas cu cuc. Într-un ceas bun. Un ceas cu cuc. Sau cu limbi. Cu limbi. Un ceas cu limbi. Cu limbi, să nu fie electric. Sau cu numere. Nu, să nu fie electronic, să fie cu limbi. La unii cu limbi, la unii cu numere. Da, copii. Cereți margherita. Eu n-am ceas la mine. N-am auzit nimic. Mă bate tati după aia. Ceasuri digitale și ceasuri analoge. Asta mai că margherita trebuie și aia. Vorba aia. Trebuie inițiată. Trebuie inițiată, da. Câți ani ai, Margherita? 21. Aia cu silicoanele. Băi, asta e un mod aici ca fiecare adolescente, să știi. Fără silicoane. Păi dacă nu aveam și mă simțeam complexată de faptul că nu aveam... Ce uitat vreodată okay, la... Ok, silicoane ca silicoane, dar și buze. Ți-ai pus și în buze? Și dar care e problema că ți-ai pus silicoane? Dar care e problema voastră? A? Nu, eu cu silicone sunt mulțumit, e bine. Da, știi, auzi, Margherita, eu vreau să dorm la noapte și mă uit la tine. Și Tibi, ucenicul meu, și-a pus silicon, dar el în burtă și-a pus, are o burtă adică mare. Eu sunt de acord cu faptul, dacă nu te simți bine în pielea ta și dacă... Mama, dar e happy. O iei pe altul. Vrei să-ți faci ceva și există posibilitatea asta de a te opera sau de a-ți pune niște silicoane sau de a-ți mări niște buze, de ce să nu o faci? Dar nu trebuie să dai explicații până la urmă, măi, tu te simți bine. Eu mă simt bine în pielea mea. Asta nu contează. Nu aveam sunt treia să folosesc ciorapii tatălui meu. Adică aș vrea, băi, dar mi-este frică. Și până când? Spui silicoane? Da, aș vrea, dar am spus de ani de zile că tot. Și tu vrei să spui silicoane de ce? Să fii și fericită. Și vădușoane, mereu să fii cuțe. Acum, hai să te învăț eu cât de fericită poți să fii tu în trupul tău și cât de frumoasă poți să fii. Dacă eu sunt... Îți demonstrez eu că ne... N-ai cum. Aș avea cum, crede-mă, dar nu vorbim. Și eu vreau să-ți spun că sunt pun silicoane. Și tu vrei să-ți demonstrezi? Nu, eu vreau să-mi pun silicoane într-o pernă. Ai un iubit? Nu am. Din păcate, dar de ce ești așa? Ai, Margarita! Sunt tristă pentru că la vârsta de 20 de ani... Nu, tatăl meu, pe cât este el de tradițional, pe atât este de modern. El își dorește să am un prieten, dar dacă nu am... Nu găsesc unul cu bani, frumos, deștept și de vreme acasă. În ordinea asta? Și fidel. Care e ordine? Care e ordine? Are vreo ordine? Prima, banii. Neapărat? Da, să aibă bani. Deci tu pui bani pe primul loc? Da, normal, pentru că fără bani nu poți să iei. Băi, fii atent, dar dau eu cea mai bună soluție. Statuia viatorii. Dacă n-are nimic în cap și ești sărac, ce să-i fac? Ok, bine, dar asta e, asta, atunci pune pe primul loc să fie deștept și după care să aibă bani? Pe primul loc banii, să fie deștept, să fie frumos și de vreme acasă, să mă și iubească. Și fidel, nu? Da, normal. Eu cred că dragoste este lucru care mișcă toate lucrurile din lume. N-aș putea să fiu de acord cu un om care pune pe prim plan banii. Dragostea este esența. O să te îndrăgostești fix de opusul ăsta. Tu, în loc să te gândești la unul care să fie din Târgu Jiu... Nu mai zice așa că deja e... Nu-mi zice așa ceva că mor. Crede-mă ce spun. O să-mi dai seama că n-am nicio legătură cu realitatea ce-ți dorești tu. Ia uite, experiența unui om care a iubit.
mult și acum altfel, știi? Să știi că eu sunt o persoană foarte ambițioasă și cam tot ce mi-am dorit. Nu ține ambiție, să știi că sunt puțin. Am reușit. Lasă-o în pace, că o să dea unul cu bani și cu ce vrea ea, da. Și nu o să aibă dragoste. Dar ea vrea bani. Da, okay. Pentru că banii aduc fericire. Sigur că da. Dacă nu ai bani, fericire scurtă. Cum mai spune unul? Fericirea, anaful. Și ăștia, cum îi cheamă? Zi-mă, și cămătarii. N-ai cum să fii sărac și să fii fericit. Crezi tu? Da. Wow, vrei să-ți arată milioane de latinoamericani, de brazilieni care sunt fericiți? Nu se știe. Nu, da, deci primul lucru, ești dacă nu o să fii niciodată săracă? Nu o să fii săracă niciodată. Nu știu, poate că nu voi fi săracă, dar nu-mi doresc așa ceva. Eu nu cred că ai să fii. Eu, singura sărăcie pe care nu o doresc nimeni. Dacă lejean la mine sunt foarte. Este aici. Dacă ești sărac aici, ai pierdut tot. Da, așa este. În rest. Toate fetele de vârsta ei, pentru că am și eu copil normal și chiar de vârsta ei, și știu ce înseamnă și le, sincer, le compătimesc ca mamă, pe cuvânt, pentru că poate că și eu îmi doresc un ginere frumos, bogat, care să o iubească, bineînțeles, să-i fie un prieten și un soț adevărat. Dar e foarte greu să găsești. Deci le speră la cineva la care nu știu dacă ai să găsești așa ceva. Un bărbat și cu bani să te iubească, să fie și corect, să nu te înșele și cu de toate. Dragile mele, adică dragile mele, eu vă doresc, Doamne ajută, așa să fie. Ai săracă inima mea, săracă inima mea, ai fostam la doctor cu ei, fostam la doctor cu ei, au, 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 ai, hai, inima, hai, la mulce, hai să trăiești, reveama ta. Bravo! Ne-a spălat Nico, că ne rămăsese ceva. Ne rămăsese răla cu pernele și ne luase capul. Tu capul. Lume, lume, soro lume, 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 soro lume. Floricelele alea de-a lui Margarita, frumos. Cum să mă las eu de tine, cum să mă las eu de tine, lume, soro lume, că nu mai fi pe pământ și m-o băga în mormânt, lume, soro lume. Eu cred că seara mea o să fie una dintre cele mai bune seri din acest grup. E, a venit desertul. Mamă, ce desertul. Desertul. Pară umplută cu sos de ciocolată. Desert. Și lângă, cu cremă de ciocolată, de fapt, cu frișcă. Eu nu mai am plinat de sos de ciocolată. Ia de acolo. Decorat cu o frunză de menta. Nico, pentru că ai văzut pară. Doamne, Dumnezeu. Deci bine. Este adorabilă. Nu e bine. Deci primul că arată bestial. Și menta, trebuia să pună multă mentă, mie, că mie îmi place menta. Și desertul acela, cred că ar fi trebuit să fie cald. Mie mi-a plăcut foarte mult musul de ciocolată. Și în combinație cu para respectivă a fost așa, un deliciu. Foarte bun sosul ăla de fructe de pădure, perle un pic cam tari pentru gustul meu. Deci perle trebuiau fierte în așa fel încât să poți să le tai cu cuțitul ușor. Perle trebuie să aibă savoare, iar crema aia asemănea cu pateu de ficat. Cred că a dat un pic greș faptul că a adus mâncărurile reci. Bun? Bun. Foarte bun. Bun cu bun. Foarte bun. Și musul chiar e bun, să știi. I'm not lying. Dar cred că prietena noastră... Cine? Nu spun numele, se oprește la Drister. Ca să mor la prima. Ce? Nu e adevărat. Nu știu că am mâncat. Până-i mâncă nimic în seara asta. Cât? Nota mea pentru Andrei, pentru că a fost o gazdă primitoare, plăcută și ne-a făcut să ne simțim ca acasă și a încercat să facă treabă bună, să facă mâncare bună. Este 9. Andrei are seara asta de la mine nota 9. Mă mai și întrebi? Nota 10. Cu felicitări? Nu, chiar a fost ok. Chiar m-am simțit foarte bine. Sincer, după o zi foarte obositoare, am avut o zi astăzi foarte plină, vreau să spun că aici chiar m-am simțit bine. Deci 2 puncte scăzute din start pentru prezența băiatului. El e 6.
Altfel aș fi dat 8. Ok, dar astea nu, n-am venit să-l ascult pe ăla. Dacă vreau să-l ascult pe ăla, mergeam la concert. Nu știu dacă Andrei merită doar 34 de puncte, dar mă întreb cu câte rămâne după ce le împarte cu partenerii din bucătărie. Se descurcă ei. Noi ne vedem mâine seară. La bună vedere! Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Bun saro, i-am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Bun saro, i-am așa. Bravo! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc eu! Asta a fost seara pe care eu am ținut să vă ofer. Dragii mei, mâine mergem la domnul Stoian. Vreau să spun că în momentul în care ne-am întâlnit azi mi-a zis: Nico, vreau să spun ceva. Zic, da, mâine când vii la mine să vii cu ceva foarte confortabil în picioare, ceva Adidas. Zic, cum Adidas? Zic, de unde ne duci? Pe sală? În sală de sport? Unde ne... E surpriză, nu pot să spun, o să vedeți. O să vedeți și eu o chestie, până la urmă am spus-o și o să o repet toată viața. Bucătăria este o chestie de organizare. E, așa cum v-am promis, v-am adus într-un loc neconformist, suntem într-un balon de tenis. Nu mă așteptam sincer să fiu invitată într-un balon. Inițial n-am crezut că o să mâncăm în balon. Bine ați venit! Bine te-am găsit! În locația asta absolut minunată. Deci de-am luat în viața mea o cină în balon. Tu de ce n-ai mâncat supa asta atât de fierbinte? De ce tu nu te-am spus că arde așa de tare? Trebuia să ne spună că frige, dar ne-am ars buzele, nu mai putem. Pana mea, adică măcar mâncarea să fie caldă pe masă. Ceea ce mi-am propus a ieșit.